Vremea se schimbă dramatic în următoarele zile. După mai multe zile cu temperaturi de primăvară, vin gelul și ninsorile aduse de un nou ciclon polar. Într-adevăr, așteptăm deocamdată două zile în care în mare parte a țării va fi încă foarte cald. Duminică, de exemplu, în regiunile sudice, încă mai așteptăm temperaturi de 16, poate chiar 17 grade, în timp ce în nordul Moldovei începe răcirea. Deci nu este exclus ca deja duminică jumătatea de nord a Moldovei să nu mai aibă temperaturi mai mari de 2-3 grade, în timp ce, cum spuneam, încă aerul foarte cald rămâne în sud. După care, masa de aer foarte rece venită dinspre zona arctică se va extinde deasupra întregii țări. Este un proces de astfel la scară mare care cuprinde sau va cuprinde pe parcursul săptămânii viitoare cea mai mare parte a continentului. Noi ne așteptăm ca în țara noastră cel mai frig să fie luni, marți, miercuri, după care a doua parte a săptămânii viitoare să aducă o ușoară creștere de temperatură.